Asta a mai rămas. Se pare că au ajuns cam târziu. Facem aici. Da, uai, spuneți-mi, vă rog, ce ați constatat aici? În ce sat suntem și ce ați constatat? Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu la un depozit de baloți de fân din comuna Remetea. La fața locului am constatat că incendiul se manifesta violent pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În momentul de față, incendiul este localizat și se acționează pentru lichidarea lui. Cum a venit mașina? A venit foarte bine, că e o distanță foarte mare. Mai bine era să vină de la Lugo și mai aproape, 20 de kilometri. Așa vine de la Reșa. Dar în cât timp a ajuns? În timpul 8. Cât? Foarte bine, nu știu, vreo 50 de minute. Cât? 50 de minute. La 30 de minute de la 40 de kilometri. O mașină mai bună, eu știu, noi, că astea-s vechi. A, bun, dacă era mașină mai nouă, da, m-am venit în România, nu știu în Germania. Numitul Cărpaciu Ion, din Remetea Pogonici, ar fi autorul acestui incendiu. Fapt pentru care această persoană a fost condusă la sediul postului de poliție pentru audieri și eventuale efectuare cercetări la fața locului în vederea stabilirii vinovăției și gradul de pericol pe care l-a adus acest incendiu. Ce riscă persoana în cauză? Persoana în cauză, în urma celor efectuate de el, va fi audiat, se va îndomni dosar de cercetare penală. O recunoscut? Așa am auzit la poliție că o recunoscut. Deci n-am avut două paică, i-am dat de băut azi, am dat. De ce chestie m-a dat, nu știu. Vreau să văd, că da, am și venit. Lumea ziceți că, zice că sunteți oameni gospodari. Ce ați avut acolo, ce ați strâns? Că, într-o gospodărie,
ce se poate să ai? Baloți, fânul, stringi, ca într-o gospodărie, nu? 3.000 de baloți am avut. Și tractorul? Și tractorul a luat foc. Unul am înțeles că l-a tras la o parte un tractor. Cu cosătoare a luat foc, un tractor cu cosătoare cu tot l-a luat foc. Să sunteți proprietare, l-am văzut cu ochii mei, cum a dat foc. Pe cine? Un țigan vecin de aici a dat foc. Până am fugit eu să iau o gălătă de apă, a luat foc tot și tractorul tot. Era prins. A prins unul de aici, vecin de loc. Dar ce era? Poftim, baloți, 2000 de baloți. Eu am fost la pescuit, am văzut fum și am venit aici să văd. Este foc, tractor luat foc, cine a dat foc nu știu. Fân, pentru animale. Tot fânul, pentru toată iarna, pe ajungă. Și nu știți ce s-a întâmplat, ați auzit? Am înțeles că ar fi dat cineva foc.